Te rog. Urea, unul dintre îngrășămintele, să spun, principale, să zic, calul de bătaie, De ce da? Este cel mai utilizat? De ce este cel mai utilizat? În primul rând, are o vechime destul de mare în agricultură și, în al doilea rând, folosit corect, acest îngrășământ este o sursă excelentă de azot și nu uităm... Este foarte... și cel mai ieftin. Este unul dintre cele mai bune prețuri ale kilogramului de azot. Aș vrea să reamintesc un pic. Trebuie să judecăm îngrășămintele nu după prețul pe kilogramul de produs comercial. Se discută și prețul stabilește în raport de cantitatea de substanță activă. Trebuie judecat prin perspectiva conținutului de substanță activă. Deci, per kilogramul de azot este un preț foarte, foarte bun. Acum, pentru a fi folosit eficient, fermierii noștri trebuie să știe câteva lucruri despre el. O să trecem prin punctele obișnuite. Care v-ați obișnuit cu. Exact, exact. Cele 5 puncte. 6 avem cu tehnologia, 6. Da. Să știți, și eu am notat tot 5 puncte, în realitate sunt 6. Ok, primul dintre ele, conținutul de substanță activă. Bun. Conținutul de azot în acest fertilizant este de 46%. Punctul numărul 2, balastul chimic. Discutăm despre un îngrășământ care nu are balast chimic. Discutăm de molecula de uree și o cantitate foarte mică dintr-o altă moleculă, da, care este, să zic, se apare în procesul de fabricație al ureei. Este de fapt o moleculă formată din două molecule alipite de uree și care se numește biuret. Acest biuret, o să discutăm un pic mai târziu despre el, nu este un lucru bun pentru noi. Punctul 3, solubilitatea. Să știți, urea are o solubilitate foarte mare, 1080 de grame pe litru, da? Deci asta înseamnă aproape 1 kg pe litru, un pic mai mult de 1 kg pe litru în anumite condiții, dar deși este foarte, foarte solubil, nu trebuie să privim urea ca pe un îngrășământ scurt, rapid și imediat disponibil. Nu, este un îngrășământ mai lung și fermierii ar trebui să se folosească de acest lucru, de capacitatea lui de a asigura azot mai mult timp. De, mai mare, exact. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că molecula de uree necesită o transformare biochimică, da? Pentru a deveni accesibil plantelor. Deci trebuie să treacă prin forma de amoniu și din amoniu în forma de nitrat cu ajutorul sau prin intermediul microorganismelor nitrificatoare. Această transformare depinde de anumit factor, care durata este influențată de anumit temperatură. Cu siguranță. Umiditatea și temperatura, cum a zis Marian, sunt factorii principali, dar și activitatea microbiologică, adică o rezervă mică de microorganisme benefice în sol, să zic, va lungi perioada. Ma, dacă ar fi să definim această perioadă, hidroliza ureei se desfășoară foarte repede, 1, 2, 3 zile, în funcție, evident, și de umiditate. Dacă e uscat, nu poate hidroliza, dar... Asta observăm ca și reacție în plantă. Se intensifică fotosinteza, imediat își schimbă coloritul, dovadă că ea începe metabolizarea azotatului. Da, deci 1-2 zile este perioada de hidroliză a moleculei de uree. De-abia după această hidroliză, da, se transformă în amoniu. Ionul amoniu, știm foarte bine, nu se levigă atât de ușor. Da? Ionul amoniu are capacitate de schimb, să spun, da, pe complexul asortiv al solului. Se lipește, nu se pierde. Este un lucru foarte important. Ok. Și cea de-a treia etapă, nitrificarea, discutăm de o perioadă cuprinsă între 2 și 6 săptămâni, în funcție de, spuneam mai devreme, umiditatea solului și temperatură. Ok. Efectul fiziologic este următorul nostru punct. Efectul fiziologic este acidifiant. Trebuie ținut cont de acest lucru. O să, ca să evităm termenii de ușor sau intens, o să spunem exact câte kilograme de carbonat de calciu
ar avea nevoie suta de kilograme de uree pentru a se neutraliza. În felul ăsta se înțelege mai bine. În felul ăsta se înțelege mai bine. Deci recomandarea noastră este, atunci când fermierii gândesc efectul de acidifiere, să ia în calcul 80-90 de kilograme de carbonat de calciu pentru fiecare sută de kilograme de uree. Repet, este un îngrășământ aproape foarte paritate bun, 1-1. Aproape 1-1. Da. Este un îngrășământ foarte eficient și foarte bun, dar trebuie să-l utilizăm corect. Utilizându-l corect, vom extrage, să spun, maxim de eficiență din, din el. Ok, următorul nostru punct este toxicitatea. Și acum am să revin la molecula despre care discutam mai devreme, și anume biuretul. Biuretul, din păcate, în multe îngrășăminte de sol se găsește în cantități de 1-1,5%. De fapt, asta este și limita maximă permisă pentru acest tip de îngrășământ, 1,5% biuret. Cei mai mulți producători oferă, să spun, produs cu un conținut de biuret sub această, sub această cifră. Dar este important pentru fermier să știe că cu cât este mai mic conținutul de biuret, cu atât riscul de toxicitate, riscul de toxicitate este mai da, mic. Da. Ok, modul în care se utilizează este, aici avem un pic de discutat. Bun, împrăștierea la suprafață este, să spun, prima variantă de utilizare. Împrăștierea la suprafață, din păcate, aduce după sine și un risc de volatilizare. De ce? În acest proces de hidroliză riscăm formarea amoniacului și evaporarea, practic, a îngrășământului sub formă de amoniac. Deci, în loc să meargă în sol, merge în, în aer. De aici vine și recomandarea de administrare până la o temperatură 16-18 grade cel mult. Da, avem câte... Atunci crește riscul de pierdere. Atunci crește foarte mult. Dar sunt câteva lucruri pe care le putem face. Unu, să zic, o administrare țintită înainte de ploaie, da, ne ajută foarte mult. De ce? Pentru solubilizându-se foarte repede, intră în sol. Pierde. Și pericolul de volatilizare. Și pericolul de volatilizare este, să zic, minim sau deloc. Sau încorporat. Încorporarea în sol este iarăși un lucru pe care fermierii îl pot face atunci când administrează. Concomitent, zic, cu prașile. Înainte, concomitent cu praș sau la pregătirea terenului. Dar cum, la ce adâncime? Are mai puțină importanță adâncimea. Important este să fie acoperit de sol, pentru că atunci, să zic, reacțiile chimice au loc și sub și nu sunt expuse, exact, nu aerului. Un lucru care merită să-l amintim, chiar dacă l-am mai discutat, el nu trebuie administrat concomitent cu însămânțarea. Da, sunt mai multe, să zic, recomandări de a nu utiliza urea într-un anumit fel. Da. Deci cel de-al treilea punct pe care l-ai spus, dacă totuși suntem forțați să administrăm la suprafață, atunci vom căuta acele momente cât optime, mai răcoroase, optime, da? Ca să spunem, pentru da, că volatilizarea crește cu temperatura. Bun. Nu se administrează sub semănătură, da? Din cauza acestui risc de toxicitate al biuretului. Rădăcinuțele sunt zona limitrofă și sunt foarte sensibile, biuretul și nu numai, deci chiar și hidroliza ureei și, să spun, formarea la suprafața granulei, formarea amoniacului poate să fie un pic toxic pentru rădăcini. Deci nu se recomandă urea concomitent cu semănatul sau sub semănătură. De altfel, am auzit fermieri care aveau în plan să utilizeze urea, da, pentru culturile înființate acum toamna, să utilizeze urea ca sursă de azot administrată în iarnă. Da? Adică pe deci perioada de activitate este mai redusă și probabil sau pe terenul înghețat sau chiar în zăpadă. Lucru care nu e deloc recomandat. Nu este deloc recomandat și, să spun, informăm fermierii că este o metodă extrem de ineficientă de utilizare, deci, a azotului. Nu se administrează. Nu se administrează, exact, pe terenuri acoperite de zăpadă sau înghețate. Perioade. Mai mult decât atât, avem și niște obligații față de sol, față de mediu, de a nu polua. Deci această practică
poluează mediul înconjurător, da? Solul și apa freatică și dăunează grav buzunarului. Este destul de cunoscută directiva nitraților. Care... Da. Exact. Asta impune, da. Directiva nitraților impune niște limite privind și perioada de aplicare a îngrășămintelor azotoase. Cantitatea, și momentul. Bun. Aș vrea să mai atragem atenția la modul de utilizare asupra modului în care reglăm mașinile pentru împrăștiere. De ce? Având o densitate mică, da, există riscul să administrăm în mod neuniform. Și da? Să avem vălurirea cuturilor, zone unde ajunge cantitatea curentului, zone unde nu ajunge. Exact. Și mai ales ținând cont că în primăvere când administrăm bate vântul, a densitatea este mică, 0,83-0,84. Densitatea este mică și avem acest risc. Deci recomandăm în primul rând să nu fie distribuit uniform. Să fie, da, să fie mașinile bine reglate pentru și a ține cont că ureea față de alte îngrășăminte este mai expusă acestui risc de împrăștire neuniformă. Da. Mai este și ureea pril, de altfel, care poate fi folosită și are, să zic, caracteristici mai bune de împrăștiere. Fermierii noștri doar trebuie să ia aminte și să aleagă din sortiment. Fie granule, dar pe care trebuie să țină cont cum le împrăștie, fie pril, care se împrăștie mai ușor. Aș mai vrea să mai spun două vorbe despre utilizarea ureei ca îngrășământ foliar. Este o practică destul de des folosită între agricultori să administreze anumite vegetație. Cantități de uree odată cu tratamente fitosanitare. Să știți, ca principiu, nu este un lucru rău, dar fermierii noștri trebuie să țină cont de riscul pe care îl are acest biuret. Da? Și în afară de asta și de o anumită cantitate care trebuie administrată. Trebuie să gestionăm foarte bine riscul prin cantitate și prin momentul, și prin momentul aplicării. Adică ar trebui să fie dimineața la temperaturi cât mai mici, trebuie să fie eventual într-un volum mai mare de apă. Trebuie să respecte anumite concentrații și trebuie să fie atenți la specificațiile producătorului privind conținutul de biuret, care este toxic și la nivel foliar, nu doar la nivel radicular. Mai ales noi în faza recomandăm, de vegetație. Da, noi recomandăm să nu se depășească, să spun, o concentrație de 1%, deși există recomandări și pentru cantități mai mari. Să spun, asta ar fi o limită de siguranță cu care știm sigur că nu... Dar nu uităm, îngrășămintele foliare sunt concepute special pentru acest scop și atunci ar fi bine să utilizăm un produs dedicat decât să facem, să spun, o fertilizare pe jumătate și care poate de multe ori să aducă mai mult rău decât bine. Câteodată poate să fie toxică și vă spun că am întâlnit în practică situații în care fermierul a utilizat uree, nu s-a interesat de conținutul de biuret, a administrat cantități mari și efectul a fost toxic. Nu ține cont nici de temperatură la momentul administrării și umiditatea atmosferică, apar fenomene de fitotoxicitate, necrozări, arsuri la nivelul aparatului foliar, întârzieri de vegetație și în loc să avem câștig de... E un stres pentru plantă, de asta devine ca un stres. Sigur că da. Din dorința de a face un lucru bun, nu obținem ce ne dorim și...